în așteptarea zorilor. Ultima parte a cărții După 10 ani, septembrie 1991 Nisipul se scurse prin clepsidra timpului, luni și ani, până se făcu septembrie din nou, septembrie 1991. Soarele pe care să apună își revărsa ultimele raze aurii peste o casă cochetă cuibărită într-un crâng de pini într-o zonă numită Grace Ridge, în statul nord Carolina. Pe cutia poștală, înconjurată de flori, fusese pictate cu mâna numele de Gary și Maria Miller. Pe fereastră se revărsau cuvintele unei cântări, interpretate de Gracie Rich Vartet, din care făcea parte și Gary. Binecuvântat să fie numele lui Isus, răscumpărătorul nostru drag de sus, care face căminul atât de fericit cu binecuvântările dragostei sale. El ne va duce în slavă dacă ne bazăm pe harul său. Veniți să trăim cu el veșnic! în lumina feței sale. Muzica, revărsându-se din casă, era dovada că Dumnezeu le dăruise, cu nună un împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. El făurise speranță din inimi zdrobite și fericire din tragedie. Din curtea casei se auzeau râsetele pline de veselie ale lui Timothy și John Ray, care se dădeau pe tobogan, în timp ce frățiorul lor de trei ani, Christopher Gary, țopăia și se rostogolea pe lângă ei. Gemenele de zece ani, Sharon și Karen, citeau împreună o carte așezate pe iarbă, la umbra unui copac, în apropierea toboganului. Redonând muzica ce venea din casă, Merlin o învăța pe surioara ei de șase ani, Jessica Maria, să brodeze. Pe leagănul din spatele casei, Maria și Gary împărtășeau evenimentele zilei, în timp ce lanțul care susținea leagănul gemea în semn de protest față de balansarea ușoară. În timp ce Maria îl asculta pe Gary, care îi relata despre activitățile de la întreprinderea familiei la care lucra el și John Ray, inima ei strângea ca pe o comoară sunetul râsetelor ce veneau din curtea casei. Exista o atmosferă de pace în acest cămin, pace modelată în focul tragediei. Probabil că jalea din trecut îi făcuse conștienți că fiecare membru al familiei este un dar neprețuit de la Dumnezeu și că niciun moment al vieții de familie nu e destinat pentru a fi ruinat cu neînțelegeri. De asemenea, nici serile familiei nu erau destinate să fie risipite, când puteau crea amintiri și edifica relațiile dintre ei. Gary. Îi chemă pe băieți și le spuse că dacă vor strânge niște vreascuri și crengi, vor prăji cartofi cu toții. În timp ce băieții se grăbiră să strângă lemne, fetele alergară în casă să aducă cartofii. Flăcările portocalii ardeau un amurg cu o strălucire aurie, caldă, iar familia se strânsese în jurul focului. În timp ce Timothy privea la flăcările jucăușe, fața lui, reflectând strălucirea portocalie, gândul îi zbură la acea noapte în palama. Deși amintirea acelei nopți nu-l mai urmărea, câteva întrebări fără răspuns, referitoare la ceea ce se întâmplase în urmă cu zece ani, continuau să-l frământe. Întorcându-se înspre Gherii, întrebă. Tată, ce s-a întâmplat cu oamenii care te-au împușcat pe tine și pe tata John? Gheria focul înainte de a-i răspunde. Fiule, începu el, sătenii auzis zis că acel comandant al gherilei, care ne-a împușcat, a fost omorât într-o căierare în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea, E greu să știi cu exactitate. Un timp îndelungat se auzi doar troznetul flăcărilor. Știți, fața pistruiată a lui Timot era îngândurată. Obișnuiam să-mi doresc să cresc mare repede și să-i aflu pe acei oameni și să-i omor, dar mama a continuat să-mi reamintească să mă rog pentru ei. Și, cumva, rugându-mă pentru ei, a făcut ca ura să dispară. Sunt cam trist acum când mă gândesc că unul dintre ei s-ar putea să fi murit fără să-l cunoască pe Dumnezeu. Mângâind câinele, care stătea culcat lângă el, continuă. Dar mă tot întreb, de ce? De ce au făcut-o? Gary privi orizontul înspre apus. O, Doamne, suspină el, copilul merită un răspuns. Întorcându-se înspre Timothy, începu să-i vorbească. Aceasta e o întrebare cu care m-am luptat o vreme îndelungată, dacă ai fi fost un pic mai mare, ai fi știut că Palama se află în acea parte a țării unde nu domnește legea și unde lăcomia sau o simplă nemulțumire, spusă în șoaptă, poate să motiveze un raid. Noi putem doar să presupunem care a fost motivația acelui atac. Se pare că singurul răspuns sigur pe care îl avem în acest moment e că Dumnezeu l-a îngăduit și că l-a îngăduit cu un scop. Privind gânditor la înserarea ce se lăsa, Gary continuă. Când am văzut arma îndreptată înspre tatăl tău, m-am gândit că trebuie să opresc acele gloanțe. Dar tot ce am putut face a fost să stau acolo, încleștându-mi și descleștându-mi pumnii cu disperare în timp ce mă rugam ca să se facă voia lui Dumnezeu. N-ai fi putut să-i oprești. Ori ați fi fost amândoi omorâți, intervenit Timotei. Ai făcut cel mai bun lucru posibil, te-ai îngrijit de familia lui Tatăl în lipsa lui. Bunica și bunicul Troyer au zis că dacă a fost timpul hotărât de Dumnezeu ca fiul lor să moară, ei se bucură că tu ai fost gata să te îngrijești de familia lui. Bunica a zis că e ca și cum ar fi câștigat un fiu. Copii, se adresă Gary, celor trei adolescenți și celor două gemene, punându-și brațul pe umerii lui Timothy. Copii! Tatăl vostru avea un citat în Biblie pe care aș vrea să nu-l uitați niciodată. Dacă vrem să murim pentru Hristos, trebuie mai întâi să trăim pentru El. Se opri uitându-se la cerul întunecat. Acel citat a devenit foarte real pentru mine atunci când zăceam rănit pe pământul rece, neștiind dacă voi muri sau voi trăi. Am promis să-l servesc pe Dumnezeu cu toată energia, tot restul vieții mele. Probabil că de aceea, tu și mama petreceți așa multă vreme cu familia Pascal și cu ceilalți vecini mexicani, sugerește Sharon. Gary goli paharul de suc de mere înainte de a răspunde: Mama ta și cu mine ne-am rugat pentru un suflet de care să ne apropiem și Dumnezeu ne-a condus înspre Celia și Pascal. Vă aduceți aminte că ei au emigrat recent din Mexic? Celia nu știa nicio boabă de engleză. Când i-am ajutat la gospodărie, când mama ta a cusut pentru Celia și a tradus pentru ea la cabinetul doctorului, am încercat să le arătăm dragostea lui Dumnezeu. Ne-am rugat pentru mântuirea lor, un suflet valorează mai mult decât toate averile din lume de aceea i-am ajutat pe cei din familia unchiului Dale să înceapă o biserică cu servicii în limba spaniolă pentru Pascal și ceilalți mexicani din cartier știți începu Maria pe un ton domol una din cele mai fericite momente din viața mea a fost când am văzut o peselia răspunzând invitației lui William Berg, de a-L accepta pe Hristos. Iar apoi, să-L aud pe tata traducând mărturia ei. Sunt atât de fericită că Dumnezeu m-a mântuit, sunt atât de fericită că mi-a iertat păcatele. Nimic nu-ți dă mai multă satisfacție decât să-i ajuți pe alții să-L afle pe Isus. În acea noapte la Palama, când am crezut că ne vom pierde viețile cu toții, puținul nostru a avut și a pierdut orice valoare. Am învățat într-un mod profund că sufletele sunt cele care contează în viață și nu strângerea de bunuri. Orizontul înspre apus strălucea cu fâșii aurii, roze și mov, de parcă o pensulă imensă îl folosise de chevalet. Norii care se răsuceau și învârteau în înalt, dădeau profunzime și caracter culorilor orizontului. Pinii întunecați își înălțau siluetele în amurg, în timp ce licuricii sclipeau pe sub ramurile lor ca sute de stele minuscule. Jessica își privi tatăl cu o expresie intensă pe fața ei tânără. Ce s-a întâmplat cu creștinii după plecarea misionarilor?" Gary plezni un țânțar care îi aterizase pe braț. La început, misionarii au făcut vizite din șase în șase săptămâni pentru a încuraja bisericile din Palama și Pachib. Apoi, după ce situația a devenit mai stabilă, misionarii s-au reîntors în Palama. N-au fost Merl și Bill atacați la întoarcere de la Pachib? întrebă John Ray. Povestește-ne, tati!" Îl rugară copiii, trăgându-se mai aproape. Povestește-ne!" Bine!" își dresegheră glasul. S-a întâmplat la câteva luni după atacul de la Palama. Bill Byler și Merle Yoder s-au dus la Pachib să încurajeze pe creștinii de acolo. Fiind avertizați că ar fi nesigur pentru ei să rămână acolo peste noapte, cei doi au apucat-o pe o potecă singuratică pe motocicletele lor. Trecură printr-o vale și când Bill traversă un izvor, doi oameni săriră din tufe. Alto, alto! strigară ei. Adică, opriți, opriți! Unul dintre oameni avea în mână o machetă, pe când celălalt ținea o armă de vedere. Voi sunteți americani bogați care profită de indienii săraci ca noi, țipară ei. După ce îi jefuiră pe Bill și Mer, le-au dat drumul strigând după ei. Cărați-vă acasă, iancheilor, și nu vă mai întoarceți niciodată. Bill a scos din buzunar câteva tractate pe care le-a dat oamenilor. Dacă le veți citi, Vă veți da seama că nu suntem aici pentru ceea ce credeți voi, le-a spus el. Bill mi-a povestit mai târziu că de îndată ce li s-a dat drumul, au luat-o din loc cât au putut, de repede. În vârful dealului s-au oprit și au îngenunchiat, mulțumind lui Dumnezeu pentru protecție. Acei misionari au fost curajoși, exclamă Karen cu ochii larg deschiși. La fel de curajoși au fost și alți misionari, care s-au mutat înapoi la Palama după câțiva ani. Începu Maria, strângându-l în răcoarea serii pe Christopher la piept. Vărul meu, Titus, mi-a spus că au fost nopți când nu au știut dacă vor mai trăi să vadă răsăritul soarelui. Ei s-au mutat înapoi la Chimaltenanjo, iar apoi în Statele Unite, nu-i așa? întrebă Timothy. Așa este, răspunse Maria. Viețile lor erau amenințate continuu și biserica i-a rugat să plece de dragul siguranței lor. Dar ce s-a întâmplat cu creștinii din Palama? Vru să știe Sharon. Gheri privea murgul, se împlinește cam un an de când au ales ca să se mute mai degrabă decât să-și compromită convingerile. Sătenii au format o gardă de noapte ca să se apere de gherile și au încercat să-i forțeze pe creștini să participe în aceste patrule. Noi nu putem lua parte la aceste patrule, au spus creștinii. Aceasta ar fi o încălcare a învățăturii lui Hristos, de a ne iubi vrăjmașii și de a nu ne împotrivi. Dar putem să continuăm să slujim comunitatea prin alte mișloace. Creștinii au fost amenințați cu închisoarea și inclusiv cu moartea dacă nu vor coopera, dar aceasta nu i-a descumpănit. Puteți să ne aruncați în închisoare, răspunseră ei, dar noi nu putem participa în patrula de noapte. Oh! exclamă Jessica. Și au trebuit să meargă la închisoare? Unul dintre creștini a fost aruncat în închisoare pentru o vreme, răspunse tatăl ei. În cele din urmă, fiind sub presiunea constantă de a face compromis și de teamă pentru viețile lor, opt familii de creștini se hotărâră să se mute. Emiliana și Alejandro Împreună cu copiilor, au fost printre aceia care au ales mai degrabă să părăsească case, holde, slujbe, pământuri moștenite, decât să violeze convingerile. Biserica se adună acum în Tecpen. Mă bucur așa de mult că Emiliana și ceilalți au rămas credincioși. Vocea lui Merlin era domoală iar privirea ei îi era ațintită la luna rotundă, portocalie, care se ridica deasupra pinilor. Un cor de insecte cântau în poiană. Broaștele din baltă, cu răcăitul lor răgușit, se alăturară serenadei nocturne, în timp ce o briză răcoritoare șoptea printre crengi. Vocea Mariei era îngândurată. Creștinii din Palama au făcut următoarea declarație. Ne-am părăsit casele pământești pentru a o câștiga pe cea cerească. Gheria probădând din cap, iar apoi adăugă. Poate nu vom ști niciodată ce efect s-ar putea să fie avut asupra bisericii din Palama, viața lui John și mărturia lui înainte de moarte. Căci pentru mine a trăi este Hristos iar a muri e un câștig. Se opri pentru o clipă, după care adăugă un citat din John Eliot. Nu este nebun cel ce renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Flăcările strălucitoare ardeau mai încet, în timp ce stelele se aprindeau una câte una, ultimele umbre ale apusului se topiră în albastrul nopții. Domol, Maria a început să cânte, iar apoi familia îi se alătură. Vor fi oare stele, stele în coroana mea, când la înserare soarele va apune? când mă voi trezi cu cei binecuvântați în locașul de odihnă, vor fi oare stele în coroana mea? Soarele apusese în spatele pinilor, dar în inimile membrilor familiei străluceau zorile. Împreună așteptau zorii cei mai glorioși, dincolo de apusul vieții, când aveau să se întâlnească cu salvatorul lor, și cu cei iubiți.